Ministrul Muncii a declarat despre legea salarizării unitare că după finalizarea părții de dialog social se va trece efectiv la reașezarea coeficienților în cadrul familiilor ocupaționale. Ministrul Muncii a anunțat că săptămâna aceasta a avut o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, cei din educație și cu reprezentanții sindicatelor. În acest context, încă se lucrează la legea salarizării care este aferentă cererii de plată numărul 4 din PNRR. Ministrul a mai precizat că legea salarizării va avea și o parte care va ține de performanță. Prin urmare, putem să ne luăm adio de la salariile diferențiate pentru aceleași studii și experiență. Ministrul Muncii a evidențiat că legea salarizării unitare va elimina toate inechitățile. Salariul minim brut pe economie va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, începând cu 1 iulie 2024. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu după ședința de guvern pentru adoptarea bugetului pentru anul viitor. Propunerea este de 3.700 de lei de la 1 iulie pentru a se asigura cele 6 luni de predictibilitate în mediul de afaceri. Până atunci, se păstrează facilitatea de 200 de lei scutiți de taxe din salariul minim brut. Vizând salariul minim, s-au propus următoarele majorări: patronate 3.500 de lei brut de la 1 iulie 2024 și 3.700 de lei brut de la 1 ianuarie 2025. Sindicatele 3.800 de lei brut de la 1 martie 2024, guvern 3.700 de lei brut de la 1 iulie.